Bună seara! Așa cum v-a spus Ionut, sunt Ana Bocoroiu și lucrez, mă rog, de câțiva ani în marketing online. Ultimii 2 ani mi-am petrecut în agenția Brand Fusion, o agenție de branding și creație. Și astăzi am venit să vă vorbesc despre, mă rog, un subiect mi s-a părut mie destul de delicat și destul de dificil de abordat, adică cum te, mă rog, te ajută să fii mai frumoasă SEO și PPC. Ok, m-am gândit cum să abordez problema și de unde să încep cu acest subiect și am zis să încep cu ceva care este foarte, cum să zic, cu ceva prin care toți, sau mă rog, toate, pentru că ne adresăm publicului feminin astăzi, așa, trecem în zilele noastre. Și am pus așa un titlu destul de combinat, respectiv frumusețe, multitasking și motoare de căutare și advertising. Probabil vă sună așa ca o, nu știu, ca o combinație destul de ciudată. Dar o să vedeți că o să plec de la un anumit punct, de la anumite lucruri în prezentare și o să plec de undeva și o să ajung într-un alt loc unde va fi și legătura cu SEO, PPC și advertising. O să încep inițial cu câteva lucruri despre femeia modernă. Femeia modernă, mă rog, fiecare dintre voi care aparțineți sexului frumos, vă regăsiți în câteva caracteristici sau în câteva situații astăzi, și anume o serie de responsabilități, o serie de joburi, ca să le spunem așa, o serie de task-uri pe care noi trebuie să le îndeplinim astăzi, spre deosebire de, mă rog, acum câteva zeci de ani, când lucrurile erau un pic mai simple. Mă rog, femeile au luptat pentru niște drepturi, le-au câștigat și acum și le asumă, ca să zic așa. Și le asumă într-un mod foarte ok, însă în același timp apar și situații și cazuri în care toate aceste responsabilități aduc și stres, aduc și momente mai puțin, să zic, mai puțin vesele. Așa cum am spus, noi ca femei avem roluri de soție, de casnic, angajat, bucătăreasă, mamă și așa mai departe. Sunt N-15.000 de roluri pe care le îndeplinim în fiecare zi. În toată această nebunie, ca să vedeți de ce am plecat cu această poveste și unde vreau să ajung și ce legătură are cu marketingul online, în toată această nebunie, practic, ca femeie, și mă refer din punct de vedere al consumatorului acum, al consumatorului femeie, ai mare nevoie de anumite lucruri în afară de niște produse și niște servicii pe care ți le vând, normal, marketerii online sau offline. Ai nevoie să te simți frumoasă, răsfățată. Deci ai nevoie de niște lucruri care țin de emoții, care țin de sentimente, care țin de niște beneficii emoționale și sociale, în afară de produsele în sine. Deci o nevoie efectivă. De asemenea, ca femeie, ai nevoie să comunici, să socializezi. Asta e clar. Femeile vorbesc mai mult decât bărbații, socializează mai mult decât ei și, în special, legat de comunicarea sentimentelor, de empatie, de empatizare. Toate lucrurile astea sunt ușor diferite față de
modul în care, să spunem, socializează bărbații. Acesta este un lucru bun, este un lucru care ne face să fim diferiți și e normal, pentru că, așa cum spunea și o reclamă, suntem diferiți din fericire. În felul ăsta putem să ne completăm. Adică faptul că femeile vorbesc mai mult, asta nu înseamnă că este un minus. Este un lucru, o chestie de completare. Ok, iubire, grijă, atenție. Am precizat toate aceste nevoi pentru că sunt, pentru femeia din, mai ales pentru femeia din ziua de astăzi, sunt niște lucruri care o ajută să funcționeze normal și să-și îndeplinească corespunzător toate aceste responsabilități pe care le are în viața de zi cu zi. Și unde intră deci mediul online, ca să ajungem așa un pic înspre din zona nevoilor femeilor din ziua de astăzi, așa, ne direcționăm ușor, ne orientăm ușor și spre mediul online. Ne apropiem pas cu pas. Bun, mediul online în această situație. Femeia, prin toate, în toată această asumare de responsabilități și printre toate aceste task-uri pe care le face zi de zi, își găsește de multe ori, ca și bărbații de altfel, dar acum fiind o ediție dedicată femeilor, automat focusul este pe publicul feminin. Femeia își găsește timp într-un mod foarte activ să folosească mediul online. Să folosească în ce sens? Păi, pentru shopping online, clar, folosește mai mult decât în cazul publicului masculin. Pentru research înainte de shopping, fie vorba, fie că este vorba de shopping online, fie că este vorba de shopping offline. Acces la informații, bineînțeles, motoarele de căutare, socializare, comunicare, posibilitatea de afirmare și așa mai departe. Toate lucrurile astea, fie că folosește rețele sociale, fie că folosește motoarele de căutare, fie că folosește, nu știu, orice altă platformă online, sunt pentru ce? Pentru a satisface unele dintre acele nevoi de care vorbeam inițial. Că e vorba de nevoi efective, cum am spus, produse, servicii, că e vorba de nevoi sociale, nevoi emoționale, care, cel puțin în cazul femeilor, sunt la fel de importante sau poate chiar mai importante decât nevoile efective. Femeile și, am spus acolo, că femeile merg în online pentru shopping. Ok. Cum se desfășoară călătoria lor? Că până la urmă e o întreagă călătorie, având în vedere faptul că femeile sunt mult mai puțin decise atunci când fac o achiziție decât bărbații. În special în zona de haine, de cosmetice, că tot este despre frumusețe această ediție. Ele achiziționează produse, servicii dintr-o gamă mai largă de categorii, spre deosebire de bărbați. Ei sunt focusați pe anumite categorii de produse. În același timp, femeile cumpără multe produse la prețuri diferite, în general prețuri mai micuțe. Bărbații cumpără mai puține produse, dar la prețuri mai mari. De exemplu, în cazul gadgeturilor, conform unui studiu, este acolo și sursa, o aveți în prezentare, conform unui studiu, femeile, de exemplu, în momentul în care cumpără un telefon, să spunem, sau orice fel de gadget, mai întâi, ele se uită la caracteristicile fizice. Adică cum arată, e roz, e verde, așa, e rotund, are butoanele faine și chestii de genul ăsta. Și în al doilea rând, urmăresc să aibă anumite aplicații care să le fie lor de folos, în special pentru relaxare
și de asemenea copiilor, în cazul în care e vorba despre copii. Cum este în cazul unui telefon, jocurile. Urmăre, se uită să aibă niște jocuri, ok, pe care le poate folosi ea sau puștiul italian. Femeile fac research online înainte de o achiziție. Așa cum am spus, pe lângă shoppingul efectiv, femeile caută, deci pornesc într-o căutare online în momentul în care e vorba de shopping. Și research-ul lor este destul de durată, să spunem, până când ajunge să ia decizia finală de achiziție. Conform consumerbarometer.com, care este un tool pe care vi-l recomand să-l folosiți, să vă jucați cu el, pentru că este foarte util în, cum să zic, să vă arate care este comportamentul consumatorului, că e vorba de femei sau că e vorba de bărbați, în online, în motoarele de căutare, și care este, de exemplu, rolul motoarelor de căutare în partea de shopping online, să spunem. Conform acestui tool, în proporție de peste 50%, pentru majoritatea domeniilor de activitate, femeile fac research online înainte să iau o decizie, înainte să ia decizia de achiziție, fie că e vorba de o achiziție online sau offline. Peste 90% fac research online pentru oferte de vacanță, aparate foto, audio, calculatoare electronice, electrocasnice. După cum vedeți aici, mă rog, nu se vede așa de bine, prima linie de sus este cea cu domeniile pe care vi le-am menționat mai devreme și care au un procent foarte mare legat de research-ul online făcut de femei. Am zis că dacă tot e vorba de o ediție despre frumusețe, am revenit la achiziția de cosmetice online, ca și exemplu. Astfel, tot conform Consumer Barometer, 57% dintre femei utilizează motoarele de căutare înainte de achiziția de cosmetice. Fie că este vorba de achiziție online, fie că este vorba de achiziție offline. Factorii care influențează achiziția de cosmetice sunt în ordinea trecuții în prezentare, în ordinea importanței și tot m-am ajutat de acel tool, consumerbarometer.com. După cum vedeți, vizită în showroom-uri, agenții, saloane, cataloge, broșuri, motoare de căutare, site-ul producătorului sau distribuitorului, word of mouth, articole din reviste advertising. Am specificat acolo cu roșu niște puncte în care noi, marketerii online, putem interveni. Sau putem interveni în așa fel încât să le oferim, așa cum spuneam mai devreme, femeilor, în călătoria lor aceasta de cumpărare online și de navigare online până la urmă, să le oferim o experiență frumoasă. O experiență frumoasă care să nu însemne numai experiența de a, prin care își satisface o nevoie efectivă. Că mă duc și cumpăr un șampon online sau, eu știu, mă duc și cumpăr, nu știu, o trusă de cosmetice. Deci, acelea sunt punctele, practic, unde noi, prin campaniile de SEO, campanii de search engine marketing, campanii de display advertising, respectiv cu bannere sau alte tipuri de vizualuri, putem să schimbăm un pic abordarea și să acordăm și altceva femeilor care să, adică să interacționăm cu ele, să comunicăm, să le oferim acele lucruri de care ele au nevoie, astfel încât ele să fie mult mai receptive și să aibă, repet, o călătorie frumoasă în online. Așa cum am spus, ce le putem oferi noi, marketerii online, femeilor, a zis, o experiență plăcută de cumpărare, atenție, grijă față de nevoi și sentimente, comunicare, interacțiune, fun, o stare de bine. De ce?
Păi pentru că atâta timp cât există, femeile sunt foarte ocupate, sunt foarte prinse cu diferite activități, așa cum am spus, cu familie, cu joburi și așa mai departe, ele au nevoie să simtă în anumite momente și că, mă rog, cineva e interesat de ei, de ele. Adică, la modul, mă, nu vreau numai să-ți vând chestia asta. Uite, chiar vreau să simți că, na, interacționez cu tine, că, uite, îți ofer un joc prin care tu să te simți bine, să te relaxezi. Îți spun că am grijă de tine sau lucruri de genul ăsta, adică chestii care merg la nivel de sentiment până la urmă și care oferă niște beneficii emoționale. Un exemplu care mie mi-a plăcut este un social shopping site, fantasyshopper.com îi zice. Nu am vreo legătură directă cu el, doar mi-a plăcut efectiv abordarea. Deci este un site adresat femeilor care implică joc, implică comunitate, deci interacționare, implică cumpărături. Poate o să vă gândiți că sunt așa multe, toate o varză și nu seamănă nimic cum trebuie, adică nu, până la urmă, care e concluzia, adică ce este un magazin online, este o comunitate, este câte un pic din fiecare. Și le îmbină într-un mod foarte, foarte ok, în sensul că te ajută și cu anumite sfaturi, îți dă niște sugestii pe baza acestui joc care îți permite să votezi anumite ținute, te ajută să-ți definești un stil, apoi în momentul în care tu vrei să și să cumperi, să spunem, sau vrei să vezi produsele din de pe site, îți arată anumite ținute pe care, anumite produse pe care tu le poți contura în ținute și nu neapărat trebuie să le cumperi, doar dacă vrei. Inițial te poți juca, poți obține anumite ratinguri în comunitatea online și într-un final poți și cumpăra. Ideea este că nu numai la nivel de faptul că îmbină jocul cu comunitatea și cu partea de shopping online, ci și la nivel de mesaje, pentru că toate traseele din site sunt foarte bine presărate cu mesaje care merg mai mult, mai mult decât partea efectivă de direcționare, să spunem, în site. Deci sunt mesaje care îți spun, ai un stil fain, să spunem, sau ai un stil drăguț, uite, mergi mai departe ca să vezi nu știu ce. Adică la modul ăsta te face să te simți și bine și să te antrenează în jocul lor. Bun, deci ideea este că se poate. Acela este un exemplu care, repet, mie mi-a plăcut, tocmai pentru faptul că îmbină niște lucruri și în același timp are și un succes destul de mare, în sensul că am înțeles că de la lună la lună baza de date a lor crește cu 200%. Deci, este un rezultat care ne dă de gândit, în sensul ăsta. Asta înseamnă că prin anumite site-uri de genul ăsta, sau de genul ăsta în sensul că îmbină niște lucruri și nu se orientează strict pe vânzare și pe, mă rog, ăsta este obiectivul final, dar ideea este că nu se orientează strict pe vânzare și pe, să zicem, advertising-ul clasic și pe nevoi efective, ci merge mai mult decât atât. Deci, prin astfel de site-uri, prin campanii de search engine marketing, SEO, display advertising, umane. Și foarte mult contează zona asta de umanitate la nivel de branduri. Prin campanii personalizate, interactive și, așa cum am mai spus de câteva ori până acum, care să oferă beneficii sociale și emoționale. Și am mai zis un lucru acolo care se implice gamification. Gamification, ce înseamnă? Este o tehnică prin care tu practic folosești anumite elemente din cadrul unui joc într-un context care nu implică de fapt joacă. Automat, tuturor ne place să ne jucăm, fie că suntem femei, fie că suntem bărbați. Și chiar indicat este pentru sănătatea noastră și fizică și psihică să ne jucăm cât mai
până la o vârstă cât mai înaintată. Prin noi ca marketer online, practic, putem interveni aici, așa cum am spus, prin, mă rog, site-uri și campanii, dar și asta, dacă e să le disecăm, practic prin mesaje, vizualuri, landing page-uri și aplicații. Aplicații aici, jocuri, la fel intersectate cu anumite, combinate cu anumite site-uri, să spunem, sau anumite pagini dintr-un site, anumite topic-uri și așa mai departe. Da, concluzia, așa poate e un pic cam bruscă, cu multă inspirație pentru frumusețe. Ideea este ca noi, deci practic care este concluzia după toată această poveste, care sper că v-am spus-o într-un mod cât de cât cursiv. Concluzia este că să încercăm un pic să depășim stadiul de advertising clasic în online și să mergem și la, să ne gândim atunci când facem o campanie pentru un public feminin, să ne gândim că ele au și alte nevoi decât cele efective și că putem în momentul în care apelăm la creativitate, apelăm la sentimente, apelăm la interacțiune, la comunicare, putem să ne gândim că atunci vom câștiga cu siguranță un client fidel. Și nu vom câștiga un client care acum vine pentru că am venit cu o promoție, cu o ofertă super, ultra, așa, și va cumpăra de la noi pentru că l-am stresat cu chestia asta, însă într-un final nu va rămâne neapărat legat de brand. E, ca să facem chestia asta și să-i ajutăm să rămână fidel și să rămână alături de noi, să cumpere de fiecare dată când are nevoie de produsele sau serviciile noastre, e nevoie să le oferim ceva mai mult. Și de asta poate e bine totuși să studiem un pic și zona asta de psihologie feminină, să știm mai multe în sensul ăsta, adică nu numai la nivel de comportament strict în online sau în offline, ci și un pic de psihologie, pentru că sunt sigură că va fi utilă și va fi utilă tocmai pentru asta, să câștigați niște clienți pe care să-i și păstrați. Nu știu exact cât timp mai am, dar cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc și vă doresc o seară bună!